Administratorul public al județului Călăraș, Bogdan Mihai, susține că în fiecare zi spitalele din județul Călăraș se transformă constant, iar acest lucru se va vedea și pe viitor, deoarece în prezent există mai multe proiecte depuse în acest sens. Potrivit declarațiilor sale, prin toate aceste investiții care urmează a se realiza, spre exemplu, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Călăraș, instituția sanitară de pe malul Borcei va deveni un centru regional. După cum știți și observăm în fiecare zi, pot să vă spun că spitalele se transformă constant. Prin toate proiectele pe care noi le-am depus, o să ajungem cumva la sfârșitul anului acesta să avem la Spitalul Județean de Urgență lucrări în toate corpurile de clădire. Pentru noi va fi o provocare din punct de vedere al asigurării fluxurilor și de îndeplinirea normelor sanitare. Proiecția noastră este ca undeva la sfârșitul perioadei de 3-4 ani, după ce terminăm de implementat toate marile proiecte pe Spitalul Județean de Urgență, acesta să devină cumva un centru regional. Și va deveni. În ceea ce privește construcția corpului nou, termenul de finalizare, am făcut niște discuții săptămâna trecută cu construcții, reprezentantul Irbașu, și undeva se va duce prin 2024 vară. Atunci va fi dat în folosință. Pentru că am mai intervenit o modificare, am făcut un nou corp de legătură între corpul nou și corpul vechi, pentru că era o pasarelă de dedesubt și am zis să fie o corespondență pe toate cele patru etaje. Inclusiv secția de ATI să aibă corespondent la același nivel la etajul 4 cu secția de ATI nou, având în vedere deficitul, să nu creăm niște discrepanțe. Sunt mult mai multe proiecte pe care le-am depus, pe unele le-ați aflat deja, unele urmează să fie făcute publice în perioada următoare și aici vorbim de reabilitarea istorică, aș putea spune, a corpului FGH, corpul acela de care toată lumea a făcut 1000 de scenarii în legătură cu el și acum s-a semnat finanțarea de către domnul președinte la Ministerul Dezvoltării prin PNRR. Concomitent cu FGH a fost depus și aprobat proiectul aceeași parcare, tot istoric aș putea să spun ca subiect, așa acolo va fi cu o construcție cu finanțare, cu cofinanțare proprie și cofinanțare prin tot PNRR, pentru extinderea unui ambulator. Practic, la parter va fi un ambulator și la etaj și într-o parte va fi parcarea suspendată, aceea de care se tot vorbea. Tot la Spitalul Județean de Urgență avem depus un proiect în ceea ce înseamnă fluide medicale, unde vom echipa cu fluide medicale toate secțiile de la etajul 4, respectiv ATI, le vom dezvolta și ortopedia, vom merge și pe medicină internă și de asemenea vom intra și pe zona de boli infecțioase. Acest proiect este venit în urma experienței avute în perioada COVID, unde am văzut ce înseamnă lipsa unei infrastructuri adecvate la acel moment. Se va deschide un col pe digitalizare, unde vom aplica cu toate cele trei proiecte, vom crea un sistem modern, inclusiv de supraveghere a nevoilor pacienților, de comunicare cu pacienții și de schimbarea infrastructurii digitalizare pe toate cele trei spitale. La Spitalul Săpunar, e un spital atipic la momentul ăsta, pentru că se află într-o clădire veche, acum avem două oportunități de finanțare pe care le calculăm din perspectiva practic vom alege pe cea mai rapidă și vom avea de ales între CNI și PNRR. Sigur, el va intra la finanțare. Ce rămâne ca necunoscut este pe ce linie vom merge. În contextul ăsta, toate investițiile pe care le vom face în Spitalul Săpunar vor fi niște investiții de tranzit, astfel încât să nu fim în măsura să investim în infrastructură și ulterior să nu putem folosi acei bani decât pentru un an, doi, trei, cât va dura construcția noului spital.